Istoricul Ioan Scurtu prezintă o pagină interesantă din perioada cel de-al doilea război mondial, făcând o caracterizare foarte interesantă a unor elemente, să le spunem, frivole din viața lui mareșalului Ion Antonescu. În momentul preluării puterii, la 6 septembrie 1940, generalul Antonescu avea reputația unui om incoruptibil, corect, stăpân pe sine și pe deciziile sale. De-a lungul anilor, nu acceptase imixtiunea în treburile publice a unor persoane fără răspundere în stat și nu ezitase să-și manifeste ostilitatea față de camarila regală, atât cea din timpul lui Ferdinand, cât și cea a lui Carol al II-lea. Nu accepta să aibă comunicare cu Elena Lupescu, deși știa prea bine că aceasta îl influența pe rege în luarea deciziilor politice. În schimb, a acceptat în perioada când s-a aflat la cârma țării, între 1940 și 1944, ca soția lui să creeze o adevărată camarilă feminină, care l-a influențat în luarea unor decizii importante pentru țară și care a beneficiat de multe avantaje materiale. La sfârșitul anului 1933, Ion Antonescu a fost solicitat de Carol al II-lea să preia conducerea Marului Stat Major. Iar acesta a acceptat cu condiția să realizeze un amplu program de reformare a instituției militare. Regele s-a declarat de acord și i-a promis tot concursul. După această discuție, Constantin Ilașievici, un general apropiat camarilei regale, l-a invitat pe Ion Antonescu împreună cu soția sa la un dejun, iar acesta a fost de acord. În dimineața zilei fixate, Ilașievici i-a adus la cunoștință că la masă va participa și doamna Elena Lupescu. Ca ars, Antonescu a replicat: nu trebuia să-mi întinzi această cursă, nu vin. Dar e și dorința majestății sale să fie prezentă doamna Lupescu. I-a dat răspunsul: bine, sunt soldat, dacă e ordinul majestății sale, vin, dar te previn că mă voi opri aici. Nu-i voi depune nicio carte de vizită și înțeleg că eu și nevastă mea să ne mărginim aici raportul noastră cu această doamnă. În spiritul vremii, depunerea cărții de vizită semnifica un gest de amiciție și dorința de a reîntâlni persoana respectivă. La masă, Ion Antonescu a fost plasat lângă doamna Lupescu, dar nu i-a adresat niciun cuvânt. A vorbit numai cu vecina sa din partea cealaltă. Elena Lupescu, venită special pentru a cunoaște pe noul șef al Marului Stat Major, s-a simțit ofensată, iar consecințele nu au întârziat. Regele a decis să nu-l primească în audiență pe generalul Antonescu. În calitate de șef al Marului Stat Major, generalul a constatat starea dezastruoasă a armatei, drept care s-a adresat în scris regelui și primului ministru Gheorghe Tătărescu, avertizându-i: țara este astăzi într-o totală imposibilitate de a se apăra dacă va fi atacată. Armata este complet dezarmată, pseudo-instruită și demoralizată. Dacă va fi chemată în situația de astăzi să apere frontierele, va fi cu sacrificiile de vieți care se vor face și vor fi pe cât de numeroase atât de inutile. Un dezastru militar unic în istoria popoarelor. El nu a ezitat să acuze de această situație forțele oculte, pe toți beneficiarii incorecți a unor situații preponderente. Cei puși în cauză fiind acoliții doamnei Lupescu, dar și ai regelui. Generalul Antonescu o preciza că dorește să facă un plan de reorganizare armate române. Între măsurile pe care le considera necesare, cita: înlăturarea cu biciuri și fără milă a farsorilor care fuseseră promovați în armata română. Totodată Ion Antonescu avertiza: putregau este atât de mare încât a rămâne în mijlocul lui însemna am legat și eu numele de acest dezastru care este inevitabil dacă continuăm cu sistemul și metodele sale de lucru actuale. Acei care au adus oștirea în halul actual nu pot să o îndrepte și împiedica și pe alții să o facă. Cuvintele sale erau extrem de dure și veneau în totală contradicție cu imaginea indusă de până acum asupra armatei române. Regele și Elena Lupescu s-au simțit vizați de aceste aprecieri și avertizmente. Nu odată, în mod public și foarte ferm, Carol al II-lea, în calitate de cap al oștirii, declarase că aceasta era bine dotată și gata să apere fiecare brază de pământ românesc. Aprecierile lui Antonescu puneau sub semnul întrebării afirmațiile suveranului, putând avea un impact
puternic impact asupra opiniei publice din țară și de peste hotare. În terminologia epocii, prin forțe oculte se înțelegea ca Marila Regală. Documentele de arhivă arată că prin intervenția Elenei Lupescu, mai multe contracte privind înzestrarea armatei fuseseră obținute de rudele metrese regale. Contractele erau bine plătite din bugetul Ministerului Apărării Naționale, dar nu au fost onorate. Circula zvonul că însuși Carol al II-lea s-ar fi înfructat din acest buget și ar fi primit comisioane grase pentru a închide ochii la neexecutarea contractelor. Al treilea generalului Antonescu din 1933 i-a pus în gardă pe Carol al II-lea și pe Elena Lupescu. Ei au decis să nu-i mai lase posibilitatea de a adânci cercetările și a face dezvăluiri compromițătoare. În consecință, s-a anunțat înlocuirea lui după mai puțin de un an de la preluarea funcției de șef al Marelui Stat Major. Acest fapt a generat vii discuții în presă, precum și în adunarea deputaților și în Senat. Arman Călinescu nota la 12 decembrie 1934. Generalul Antonescu e înlocuit pe neașteptate de la Marele Stat Major cu generalul Samsonovici. Faptul a fost consemnat în sensul că este vorba de o manevră a camarilei. Semnalul de alarmă tras de generalul Antonescu în 1934 nu a fost luat în considerare de rege și de camarela sa, iar consecințele s-au dovedit a fi catastrofale pentru țară. La începutul lunii iulie 1940, după ce România pierduse Basarabia și nordul Bucovinei, Antonescu i-a trimis o scrisoare lui Carol al II-lea în care îi reamintea: am prevenit ani de zile în scris și verbal și guvernele și pe mari șefi militari răspunzători pe domnia dumneavoastră că va veni catastrofa de azi. Metodele întrebuințate la în selecționare și în conducere trebuiau să ne ducă fatal la această scadență. Am fost înlăturat prin intrigă și calomnie de acei care au adus țara unde este. Generalul aprecia că venise timpul revanșei asupra oamenilor din camarilă. Nu mai asculta de aceștia, majestate. Ei te-au adus unde ești și ne-au adus unde ne găsim. Având în vedere aceste luări de poziție, era de așteptat ca generalul Antonescu, ajuns la 6 septembrie 1940, conducătorul statului, să nu tolereze în preajma sa persoane fără răspundere politică, dar care să-i dea sfaturi și să intervină în luarea deciziilor. Însă, așa cum se întâmplă adesea, chiar și cei mai puternici oameni au slăbiciunile lor. Una dintre slăbiciunile lui Antonescu au fost cucoanele, cum le numea el, adică doamnele din jurul său. Principalul personaj al acestui anturaj feminin era chiar soția sa, Maria Antonescu. Până în septembrie 1940 fusese o persoană cu totul anonimă, despre care s-a vorbit doar în 1935, când în urma unor manevre ale camarilei regale, generalul Antonescu i s-a intentat un proces de bigamie. Acuzația consta în faptul că Ion Antonescu ar fi căsătorit cu o femeie încă nedivorțată legal. Avocatul său, Mihai Antonescu, a demontat aceste acuzații și a câștigat procesul. După ce soțul ei a fost numit conducătorul statului, Maria Antonescu a devenit prima doamnă a României. Pentru a-și îndeplini acest rol, ea a decis să se consulte și să ceară sfatul unor doamne din alta societate cu experiență în viața publică. S-a împrietenit astfel cu Veturia Goga, văduva lui Octavian Goga, marele poet și fost prim-ministru, Veturia Manuilă, soția lui Sabin Manuilă, directorul Institutului de Statistică, Veturia Barbul, soția diplomatului Gheorghe Barbul, șef de cabinet al lui Mihai Antonescu, și Georgeta Cancicov, soția fostului ministru Mircea Cancicov. Aceste doamne se vizitau reciproc, participau la diferite acțiuni oficiale, erau invitate la masa de conducătorul statului și petreceau multe ore împreună. Doamna general Maria Antonescu și-a însușit rapid eticheta din lumea bună. Îi plăcea să apară în public și chiar avea dorința de a o eclipsa pe regina mamă Elena. Contextul era favorabil. Ion Antonescu și-a creat o casă militară similară cu cea a regelui, a înființat funcțiile de adjunți ai generalului, mareșalului, și de secretar particular, iar ofițerii de la cabinetul militar aveau misiuni operative. Adjunții mareșalului purtau aceeași uniformă cu adjunții suveranului, cu deosebirea că garnitura de broderii de la vestoane era cusută pe fond vișiniu, în timp ce cei ai regelui fondul era auriu. Mihai I privea cu anumită indiferență o asemenea inițiativă, dar regina mamă Elena aprecia că mareșalul urmărea diminuarea până la anihilare a rolului casei regale.
La rândul ei, doamna Mareșal și-a creat un fel de curte, un fel de camarilă personală. Este vorba de camarila aventurilor, așa cum se spunea în epocă. Uneori și a doamnei Georgeta Kanchikov sau altor soții de foști sau actual de demnitari, avea inițiative și manifestări publice prezentate pe larg, bineînțeles, în presa vremii, la radio, la televiziune, ca fiind niște spectacole frivole ale vieții publice. A ajuns la conflicte deschise cu regina mamă Elena, despre care s-a aflat rapid, fiind larg comentate de opinia publică. Astfel, soția conducătorului statului se iscălea uneori numai cu numele mic, Maria, spre indignarea reginei Maria, care socotea că numai persoanele de rang princiar puteau semna astfel. Doamna Mareșal și regina mamă au vizitat în aceea zi un spital de răniți și au împărțit fotografii cu autografe. Maria Antonescu a semnat doar cu numele mic. Clopotind de mânie, regina a cerut să se strângă imediat pozele valei sale și să îi se restituie printr-un ofițer pentru a le completa cu numele potrivit rangului. Alături de Maria Antonescu, un rol important, au început să aibă și alte cucoane, mai ales Georgeta Kanchikov și Venturia Goga. Doamna Georgeta era o scrisoare talentată și povestea frumos. Cunoștea foarte mulți oameni politici și nu ezita să relateze despre conflictele dintre ei și despre viața lor privată. Veturia avea amintiri din lumea artiștilor, dar știa și farmece. Radu Leca menționa că în timp ce Ion Antonescu suferea de o boală, căreia medicii nu-i găseau leac, doamna Goga îl trata cu farmece. Sub patul lui Antonescu erau oase de morți și alte remedii vrăjitorești. Până la urmă, doctorul Zilișteanu i-a găsit tratamentul adecvat, dar pacientul a rămas cu unele sechele. Generalul Ion Gheorghe aprecia că mareșalul era slăbit din cauza bolii. Unul dintre cele mai ciudate fenomene ale bolii sale era teama de singurătate și de izolare. Aceasta favoriza exercitarea de influență asupra mareșalului. Cercul s-a apropiat, sau din cei făceau parte și câteva femei, forma o clică condamnabilă care era implicată într-o serie de afaceri publice și care juca un rol nu tocmai ireproșabil în domeniul carității. Cucoanele au profitat din plin de starea de spirit a mareșalului. După orele de tensiune petrecute la Consiliul de Miniștri sau în vizite pe care le făcea pe front, în instituții și întreprinderi, după discursurile rostite în diverse împrejurări, generalul Antonescu se simțea relaxat în prezența acestor doamne manierate care știau să-i ofere un cadru plăcut de petrecerea timpului liber. Conducătorul statului participa și el la discuții, povestind diverse întâmplări din timpul războiului pentru unitatea națională despre persoanele cu care a colaborat și cu care s-a confruntat. Nu odată el relata despre acțiunile la care tocmai participase, deciziile pe care luase și cum avea de gând să procedeze în viitor. Treptat, doamnele au început să-i dea sfatul și să se implice în viața publică. Este semnificativ faptul că prin stăruința doamnei Kanchikov, soțul ei, Mircea Kanchikov, a fost numit la 9 noiembrie 1940 de general Antonescu în funcția de ministru al Economiei Naționale, în locul lui Gheorghe Leon. Noul ministru era un bun specialist, îndeplinise funcția de ministru de finanțe în timpul guvernului Tătărăscu și Miron Cristea, dar aparținea vechiului regim pe care generalul îl condamna cu mare vehemență. De dragul doamnei Georgeta, a trecut peste acest amănunt cunoscut de o țară întreagă. Ion Antonescu l-a oferit doamnelor din jurul său un cadru legal de manifestare și anume Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale. Președinta era Maria Antonescu, iar conducerea acestea va afla cele trei venturi, Goga, Manuilă și Barbul. Georgeta Kanchikov era de asemenea implicată în conducerea acestei instituții, dar și alte soții de demnitari. La început din Consiliu a făcut parte și soția lui Horia Sima. După înlăturarea legionarilor din guvern, Elvira Sima a trebuit să demisioneze, deoarece era învinuită public că a furat bijuterii și a fost citată la tribunalul militar, dar acuzația aceasta nu a fost dovedită. În timpul războiului, Consiliul de Patronaj a adus o contribuție importantă la ajutorarea celor sălași, a răniților și a văduvelor de război. Pentru desfășurarea activității sale, Consiliul avea nevoie de bani, iar pentru procurarea lor, doamnele au recurs adesea la căi ilicite, impunând unor persoane, instituții sau întreprinderi să contribuie financiar la promovarea actelor caritabile.
1943, mareșalul a cerut ca evreii să plătească o taxă de 2 miliarde lei, urmând ca el personal să decide asupra modului cum vor fi întrebuința acești bani. Radu Leca, împuternicitul guvernului pe lângă centrala evreiului, avea să scrie: doamna Maria Mareșal Antonescu a aflat de această contribuție a evreilor și, întâlnindu-mă la președinție, mi-a spus că centrala evreilor, care dispune de atâția bani, ar putea să fie mai darnică cu oficiul. Am spus doamnei Antonescu că am 400 de milioane lei care stau la dispoziția mareșalului. El mi-a spus că îmi va face o adresă oficială ca aceste 400 de milioane să fie vărsați patronajului. Astfel a și făcut. Eu nu aveam niciun motiv să-l anunț pe mareșalul Antonescu și am vărsat 400 de milioane la caseria patronajului contra chitanță. La câteva zile după ce a fost transferate cele 400 de lei în contul patronajului, Radu Leca s-a întâlnit în holul președinției Consiliului de Miniștri cu mareșalul și cu doamna Antonescu. Conducătorul statului l-a întrebat ce a făcut cu banii, iar Maria Antonescu a intervenit spunând că au fost luați sub patronaj. Mareșalul nu a zis nimic, însă mi-a trimis un ordin scris ca să nu mai plătesc niciodată bani fără semnătura lui. Radu Leca știa că patronajul mai primise de la doctor Gingold, președintele centralei evreilor, 100 de milioane de lei pentru Palatul Invalizilor, unde era amenajat un spital pentru răniți de care avea grijă patronajul. Un evreu bogat, Ilie Vlehkanian, contribuia cu sume considerabile pentru spitalele patronajului. Radu Leca avea să scrie că pentru sumele obținute, Maria Antonescu a făcut intervenții în favoarea evreilor, aducerea în țară a 8.000 de evrei din Dorohoi, deportați în Transnistria, intervenția fiind la nivelul ministrului Gheorghe Dobre pentru autorizația de trimitere de medicamente, îmbrăcăminte, încălțăminte și geamuri în Transnistria. Știind că era obiceiul în România, un armator grec a intervenit la doamna Antonescu oferindu-i suma de 100 de milioane lei pentru patronaj în cazul în care ar obține aprobarea mareșalului pentru a transporta câteva mii de evrei care vreau să emigreze. În memoriile sale, Radu Leca afirma că i-a spus doamnei mareșal să nu se angajeze în afaceri, deoarece suma oferită era ridicolă. Doamna Mareșal făcea vizite nu numai în spitale, ci și în instituții de stat, unde era primită cu toate onorurile oficialităților. S-a ajuns ca Maria Antonescu să fie comparat cu Elena Lupescu, împotriva căreia mareșalul Antonescu se ridicase în timpul lui Carol al II-lea. Într-un manifest elaborat și difuzat de fruntașul național țărănist Nicușor Graun, în noiembrie 1942 se putea cita: doamna Lupescu lucra sinistru, dar în umbră. Doamna Maria Mareșal Antonescu, cu o inconștiență deconcertată, comanda trenuri speciale, era așteptată în aerodromul de oficialități, îi se făceau onoruri regale, îi se dădeau banchete și se țineau discursuri. Primea rapoarte, dădea directive preoților și episcopilor, primarilor și prefecților, dezvelea statui, inspecta prin cismigiu și se cinematografia cu o răbdare care întrecea cu mult pe cea a spectatorului său. Cu o voluptate sadică, obliga, forța și ordona nobilor doamne din alta noastră societate să-i facă gardă, să-i țină trenă și să-i formeze suita în exhibițiile ei pe la inaugurări prin țară. Cunoscutul filozof și profesor universitar Constantin Rădulescu Motru nota în memoriile sale: soția domnului mareșal utilizează trenuri speciale pentru orice deplasare pe care o face și face pe fiecare săptămână mai multe deplasări. În timpul din urmă, pentru a distribui o sumă de 1% mie lei la săracii din țara moților, a cheltuit cu trenul special și cu automobile suite sale, cu banchetul și primire, o sumă de peste 1 milion. Uneori, cucoanele îi prezentau mareșalului puncte de vedere diferite. Cel mai semnificativ exemplu este atitudinea față de Mihai Antonescu, principalul colaborator al conducătorului statului. Acesta era un om muncitor, conștiincios și devotat. Într-un fel, se completau reciproc. Ion Antonescu era autoritar, dădea ordine și cerea rapoarte privind executarea lor. Mihai Antonescu era mai maleabil, mai versatil, dispus la concesii față de colaborator și chiar față de cei din opoziție. Odată cu intrarea României în război, la 22 iunie 1941, Ion Antonescu a semnat un decret prin care Mihai Antonescu era numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, exercitând, în ghilimele, în locul meu și pentru mine, conducerea statului. Ion Antonescu s-a dedicat frontului, petrecându-l săptămâni de zile în rândul ostașilor,
acționând prin realizarea planului de luptă, ținând contactul cu comandanții germani și întâlnindu-se de mai multe ori cu Hitler. Mihai Antonescu se ocupa de probleme interne, mai ales de cele economice și sociale, participa la diverse întâlniri politice unde ținea discursuri despre politica promovată de Mareșal și perspective de dezvoltare a României. Mihai Antonescu evita pe distinsele doamne, preferând compania Ilenei Cherciu, o cosânzeană veritabilă de mehedinți, cum o numea Petre Pandrea și renumită în lumea modernă a Bucureștilor. Maria Antonescu și Veturia Goga aveau o părere bună despre Mihai Antonescu, îi apreciau puterea de muncă și devotamentul față de Mareșal. Pe de altă parte, Georgeta Cancicov îl detesta și nu ezita să recurgă la tot felul de intrigi pentru a-l determina pe Mareșal să-l destituie cât mai rapid. Manevrele ei erau pe punctul de a izbuti în februarie 1943, când Mihai Antonescu ar fi afirmat că el nu a știut despre faptul că în 1941 armata română a primit ordin să înainteze dincolo de Bug. Mareșanul s-a înfuriat și a decis să-l îndepărteze. Aflând această hotărâre, Maria Antonescu și Veturia Goga au intervenit, implorându-l pe Mareșal să-l ierte, iar acesta a cedat. Zvonul că Mihai Antonescu ar fi fost demis s-a răspândit în rândul personalului. Când colonelul Radu Davidescu, șeful cabinetului militar, l-a întrebat pe Mareșal dacă Mihai Antonescu era la postul său, acesta a răspuns: "Ce vrei, Davidescule?" Mi-a căzut în genunchi, sărătându-mi mâinile și cerând să-l iert. Și apoi mi-a pus și cucoanele pe cap și nu mai aveam liniște. Faptul că Mareșalul Antonescu a cedat la stăruințe cucoanelor pentru a avea liniște arată cât de influente deveniseră acestea și cât de implicate erau în marele decizii politice. Nu este clar dacă Mihai Antonescu ar fi făcut afirmațiile invocate de doamna Cancicov, dar cert este că Adolf Hitler i-a prezentat lui Ion Antonescu prilejul zilei din 12 aprilie 1943 dosarul lui Mihai Antonescu, din care rezulta că acesta purta negocieri în vederea ieșirii României din război. Mareșalul i-a luat apărarea, declarând că era imposibil ca Mihai Antonescu să fi inițiat vreodată negocieri de pace. La întoarcerea în țară, Mareșalul i-a spus lui Mihai Antonescu să-și ia o lună de concediu pentru ca numele lui să nu mai fie vehiculat și exploatat de serviciile de informații germane. Tratativele pe care Mihai Antonescu le inițiase se desfășurau cu știrea Mareșalului, preocupat și el de găsirea unei soluții de ieșire a României din război. Evident, Ion Antonescu căuta să acrediteze ideea că el era aliatul consecvent al Germaniei, hotărât să lupte până la capăt alături de Adolf Hitler. Și după acel incident, doamna Cancicov a continuat să-l acuze pe Mihai Antonescu, susținând că el complota împotriva Mareșalului și făcea jocul opoziției. Ea îi suspecta și pe unii general, mai ales pe Mihai Racoviță, că nu mai doreau continua războiul alături de Germania. Doamna Cancicov îi mărturisea colonelului Gheorghe Maghiarescu de la cabinetul militar al lui Ion Antonescu: "De câte ori i-am spus mareșalului să-l scoată pe Mișu Racoviță, că e un trădător." În ziua de 20 august 1944, Mareșalul Antonescu s-a deplasat pe frontul din Moldova, unde armata roșie declanșase un puternic atac, rupând liniile de apărare româno-germane. A doua zi, 21 august, el i-a făcut o vizită la Gioseni, județul Bacău, doamnei Georgeta Cancicov. A luat masa de prânz împreună, după care Ion Antonescu a plecat la slănicul Moldovei pentru a discuta cu Freisner. Colonelul Maghiarescu a rămas la Gioseni pentru a primi eventuale informații la București. Într-adevăr, peste puțin timp a sunat Mihai Antonescu cerând să vorbească cu Mareșalul. Gheorghe Maghiarescu i-a comunicat că Mareșalul plecase de 20 de minute. Doamna Cancicov, care auzise telefonul, a avut un dialog cu Maghiarescu pe care colonelul l-a redat astfel în memoriile sale. "Cine a telefonat?" întreabă ea din ușa de dincolo. "Ica Duduie," i-a răspuns venindu-i întâmpinare. "Și ce a vrut?" "A întrebat de domnul Mareșal dacă mai e în conac." "Porcul dracului, să știi tu de la mine că acela coace ceva. Mirosul meu nu mă înșală niciodată. Asta pregătește ceva lui Ionel." "Nu va îndrăzni, Duduie, nu are ce, pe ce să te sprijini. Ce să pui tu, dragă Georgică? Ăla e cea mai mare canalie acioată lângă Ionel. E o viperă, nu altceva. Șarpele încălzit la sân, care abia așteaptă să muște. De câte ori nu i-am spus lui Ionel să zvârle, dar el cu inima lui bună spunea de fiecare dată: nu pot, m-a ajutat în momente grele ale mele. La procesul de bigamie numai el a venit lângă mine.
mă, să-ți vină să crap de ciudă, nu altceva. Asemenea, cuvintele rostite de Georgeta Cancicov nu avea nicio funcție, care nu avea nicio funcție oficială, arată până unde au putut merge cu coanele în relațiile cu conducătorul statului. După această ieșire împotriva celui care îndeplinea funcția de președinte a Consiliului de Ministri, Georgeta Cancicov a concis. Ionel e singur, nu are pe nimeni. Mi-e tare milă de el. Din acest punct de vedere, doamna Cancicov avea dreptate. Peste două zile, mareșalul Antonescu era arestat la Palatul Legal din București, fără ca cineva să fi intervenit în favoarea lui. Dar cu coana nu l-a caracterizat corect pe Mihai Antonescu, arestat în ziua 23 august 1944, odată cu mareșalul. Aprecierile negative la adresa lui Mihai Antonescu, acuzații care ar fi mulătit împotriva lui Antonescu, au o circulație destul de largă în mediile politice și intelectuale, dar ele s-au dovedit a fi nedrepte. Totuși, aceste zvonuri au continuat și în timpul procesului din mai 1946, când mulți se așteptau la un act de trădare, aruncând întreaga vină pentru acuzații ce îi se aduceau asupra mareșalului pentru că el să salveze viața. Dar, în fapt, Mihai Antonescu a dovedit a fi un om de caracter, asumându-și răspunderea pentru actele sale și sfârșind în fața putului de execuție alături de mareșalul Antonescu. Cucoan nu a avut un rol decisiv în politica promovată de conducătorul statului, iar comparația dintre Elena Lupescu și Maria Antonescu este totuși exagerată. În același timp, nu se poate nega faptul că doamnele din anturajul mareșalului Antonescu au uzat și uneori au abuzat de situația lor. Totodată au urmărit să-l influențeze în luarea deciziilor, dar au reușit decât rareori.